Scorpionii se vor dedica în totalitate persoane iubite. Au organizat timpul astfel încât să fie mereu împreună. Săgetătorii au mari șanse să plece într-o călătorie, destinația este una în care își doreau de foarte mult timp să ajungă. Pentru Capricornie se anunță o zi relaxantă. Vor ieși în oraș, vor socializa și se vor bucura de compania prietenilor și a familiei. Vărsătorii sunt prietenoși și amabili cu toată lumea. Acest fapt îi face pe cei din jur să-i aprecieze și mai mult și să le caute compania. Peștii se vor implica emoțional în tot felul de acțiuni astăzi. Simt nevoia să facă bine, să ajute, așa că spre sfârșitul zilei se vor trezi cu o mulțime de surprize. De surprize vor avea parte și berbecii, cei drept cam neplăcute, dar asta nu îi va afecta prea mult. Sunt plini de optimism și vor vedea doar partea plină a paharului. Taurii vor urma astăzi instinctul și vor face ceva fără să le pese de consecințe. Se va dovedi a fi cea mai bună decizie pe care au luat-o. Gemenii vor avea o zi ideală pentru legăturile romantice, iar comunicarea cu cei dragi este optimă, fie că este vorba despre iubire, familie sau prieteni. Racii vor face exces de romantism astăzi, își vor copleși și partenerii cu atenții și surprize. Lei vor fi mai schimbători decât vremea. Asta nu-i va surprinde pe cei dragi care sunt obișnuiți cu temperamentul lor. Fecioarele, în schimb, sunt cam pesimiste astăzi. Au și motive. Problemele familiale nu le dau pace de câteva zile. De neplăceri vor avea parte și nativii Zodiei Balanță, totuși astrele sunt de partea lor și vor depăși cu bine toate hopurile.